Bună seara! În ședința de guvern de astăzi au fost luate mai multe decizii, mai multe hotărâri de guvern au fost aprobate, printre care prelungirea stării de alertă, domnul Arafat o să explice detaliile și câteva de la Ministerul Educației. Aș vrea doar să fac un anunț. Am mai multe discuții în ultima perioadă, referitor la prețul la energie. Am văzut și evoluția prețului în ultima perioadă și am decizia ca Partidul Național Liberal și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România. Va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem în această perioadă acum. De aceea avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț în perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vom folosi plafonarea la prețurile actuale. Vă mulțumesc!